Totul a plecat de la scandalul iscat în urmă cu puțin timp la o școală din capitală, unde o profesoară cerea părinților bani pentru cadouri de Crăciun. În școlile din orașul Giurgiu putem spune că s-a instaurat teama și astfel majoritatea învățătoarelor și profesoarelor au avut discuții cu părinții în care le cereau să nu aducă niciun fel de cadou, floare ori mărțișor. Oficial nu au primit nimic de la inspectoratul școlar, însă le-a fost comunicat neoficial să nu mai primească nimic de la copii. Am solicitat un punct de vedere din partea inspectoratului școlar Giurgiu, însă am primit doar un răspuns pe mail din care reiese că inspectoratul nu a făcut nicio referire în niciun context în legătură cu interzicerea de a sărbători conform tradiției zilele de 1 și 8 martie. Răspunsul ni s-a părut pe lângă subiect, deși întrebarea a fost la obiect. Părinții spun că oferi un mărțișor sau o floare nu înseamnă că oferi mită învățătoarei sau profesoarei. Este un simbol, o tradiție și orice femeie trebuie să primească măcar un șnur de 1 martie. Veți oferi de 1 martie și 8 martie flori, mărțișoare sau cadouri profesoarelor? Bineînțeles că oferim, că este un gest frumos pentru femei, nu? Da, 1 și 8 martie. În unele școli s-au organizat ședințe cu părinții, iar profesorii au spus că nu vor accepta să nu mai vină copiii cu cadouri. Ce părere aveți? Știi cum e legea aia nescrisă, se dă de când se știe. Atât dacă trăi în limita bunului simț. Probabil că da. Flori sau mărțișoare? Știți, la nivelul unor școli s-au organizat ședințe cu părinții, iar profesoarele au spus ca cei mici să nu mai vină cu cadouri. Ce părere are? Probabil că este o exagerare. Deci credeți că e totuși bine să se... Este un gest frumos din partea copiilor să ofere flori, mărțișoare. Dacă tradiția mărțișorului se va stinge în școală, probabil că și copiii noștri vor uita de ea. Ori li se va părea lipsit de importanță să ofere un mărțișor sau o floare colegelor de școală, mamei, bunicii și doamnei învățătoare sau doamnei diriginte. Ce este interzis prin codul etic pus în dezbatere publică de Ministerul Educației? Acesta cuprinde 4 capitole, printre care și responsabilitățile profesorilor. Codul interzice orice activități care generează corupție, precum fraudarea examenelor de orice tip, contrabani, obiecte, servicii, solicitarea de către personalul didactic a unor sume de bani sau cadouri în vederea obținerii de către elevi a unor rezultate școlare incorrecte, traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare, colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice antrenate în organizarea și desfășurarea unor activități de evaluare, examene și evaluări naționale, olimpiade, alte concursuri școlare, interzicerea meditațiilor cu proprii elevi contra unor avantaje materiale.